Distinși telespectatori, iată-ne, am primit un plic din Taiwan și n-am avut curajul să-l deschid. Asta pentru că este prea frumos, în primul rând. A, uitați-vă puțin la el. Are o culoare portocalie, bă, ce bine dă pe cameră. Aici sunt niște timbre, aici e o primă coliță. Bă, cum vedeți, este personal adresat, așa. Iar pe ultima pagină, să zicem așa, sunt iarăși o grămadă de timbre într-o coliță. Mă, nu mi-a dat mâna pur și simplu să-l tai. Acum, dacă tot suntem aici, de la Dan Rotaru din Taichung, Taiwan, are loc, pentru că ăștia în Taiwan sunt mai deștepți ca ai noștri, și-au lăsat aici loc și pentru salutări. Deci omul avea patru liniuțe pe care să scrie. Numele, de unde trimite și după aia alte notificări. Și omul ne-a transmis acolo salutări din Taichung. În principiu sunt niște ziare, dar ce frumos plic. Toată adresa scrisă frumos. Chiar și Europa. Pentru Europa nu mai era loc, e adevărat. Ama, nu știu, suntem în sectorul 5, nu cred. Asta e adresa noastră. Adresa noastră e de sectorul 5, nu e de sectorul 5. Omul așa a trecut. Puteți să scrieți în orice sector, că pe noi ne cunosc factorii poștali. N-aveți nevoie nici de oraș, nici de continent, nici de țară. Scrieți doar în numele emisiunii, că e suficient. A, câte au trecut prin mâna factorilor poștali. Haideți să vedem totuși. Încerc și eu cât mai discret să-l tăiem. Nu m-am priceput niciodată la astfel de lucruri. Așa. Verificăm. O, mai e nimic, fraților. Un plic de păstrat oricum. După cum vedeți, n-am rupt nimic din această fabuloasă coliță. Bă, dacă aveai așa ceva din Taiwan pe vremea când eram noi copii, mamă, numai timbre de-astea scrise în chinezește, era ceva uluitor. Bun. Ziare, desigur, din această insulă, unde, iată, suntem bine văzuți. Am arătat și o carte poștală fără cascadă zilele trecute. Ia uitați cum arată o pagină de anunțuri în presa din Taiwan. Dumnezeule, ce mișto! Ia uitați-vă cum arată o pagină de anunțuri la ăștia. Bine, de aici se vede mult mai spectaculos, dar în orice caz, un ziar serios, greu de răsfoit, uriaș, iată, prima lui pagină, în chinezește, evident, Taiwanul este o provincie autonomă, dar care ține cumva de Republica Populară Chineză, ca și Macao sau Hong Kongu. Ziar, da, cu de toate în el, foarte multe femei, poate fi ceva de tip tabloid, deși formatul nu e așa, asta contează mai puțin. E, la cât ne pricepem noi la aparate de uz casnic, e bine, e suficient. Reclame,